Bună, mă numesc Georgiana și la momentul actual sunt cheală. De ce? Din cauza tatălui meu, care a decis să mă tundă cu forța. Nu știu dacă și voi aveți părinți stricți, însă tatăl meu depășește orice limită. Și deși îmi pare rău să spun asta, abia aștept să plec de acasă. Eu am crescut fără mamă, fiindcă mama mea, fiind foarte tânără atunci când m-a conceput, a ales să mă lase în grija tatălui meu și să-și continue viața, fără a avea o povară pe cap, așa cum îmi spunea ea mie. Am încercat să o mai contactez atunci când am crescut, însă își refăcuse viața și nu a vrut să audă de mine. Tatăl meu m-a crescut oarecum singur și spun oarecum pentru că au fost și bunicii mei și ajutorul lor a contat enorm. El nu a putut să renunțe la mine, deși toată viața mi-a scos ochii și mi-a spus că regretă că s-a încurcat cu mama și că a avut un copil nedorit. Lăsând toate lucrurile astea triste la o parte, țin să menționez că tatăl meu a fost mereu foarte strict cu mine. La 6 trebuia să fiu în casă. De luni până vineri nu aveam voie afară. Nu aveam voie să aduc copii în casă și multe alte chestii. De exemplu, eu am avut acces la internet abia la 14 ani. Și asta pentru că atunci mi-a oferit și primul telefon mobil, deoarece aveam nevoie la școală. Fericită nu m-am simțit niciodată, sincer vorbind, pentru că simțeam că orice fac e greșit. De fapt, orice făceam nu era bine pentru tatăl meu. Și cum am zis, mereu avea cele mai urâte cuvinte la adresa mea. Cel mai nasol era atunci când mă compara cu mama. Și dacă făceam ceva greșit, mereu zicea că sunt ca ea și că o să ajung o depravată și tot felul de chestii urâte. Acum ceva timp am început să ies cu un băiat. Ceva normal pentru o fată de vârsta mea. De exemplu, colegele mele erau implicate în relații încă de câțiva ani. Ei bine, nu am făcut-o de gura nimănui, ci pur și simplu am simțit ceva special pentru Daniel. Și fiind cumva amândoi pe aceeași lungime de undă, am decis să începem o relație. Bineînțeles, după o perioadă destul de lungă de prietenie. Sincer vorbind, eu nu am vrut să-i spun niciodată tatălui meu, pentru că știam că nu va fi de acord, deoarece nu scăpa nicio ocazie să-mi spună că eu nu o să am voie să am iubit până nu o să fiu pe picioarele mele. Dar s-a întâmplat să afle din alte părți, pentru că nu știu cum e la voi, dar la mine în oraș vecinele vorbesc și toată lumea știe și dacă te scarpi puțin la sub braț, așa că nu am avut încotro. Nu accept ca la vârsta asta să ai iubit. Ți-am zis de o grămadă de ori că poți să faci ce vrei după ce pleci din casa asta. Dar atâta timp cât stai în casa mea, faci ce spun eu. Nu vreau să ajungi ca mama ta. O să ajungi și tu să faci un copil și după aia să-l părăsești. Să-l pui în cârca iubitului tău. Își vrea să zic atâtea, dar mă abțin. M-am săturat de toate femeile astea care vezi doamne se îndrăgostesc, toarnă un copil și când nu mai au chef de el, îl părăsesc. Poftim? Ce spui tu? Nu are logică, tată. Mi-am făcut un iubit și atâta. Adică nu trebuie să o dăm în tot felul de scenarii aiurea. Ce-a făcut mama nu are nicio treabă cu mine. Dacă ești cu un băiat, asta nu înseamnă că o să fac un copil. Doamne ferește, nici măcar nu există o relație de genul între noi. Și în plus, nu toate femeile sunt la fel. Dacă mama a fost așa, nu înseamnă că toate fac asta. Din contră, sunt rare cazurile astea. Te rog să nu mai iei lucrurile atât de personal și să mă lași pe mine să-mi trăiesc tinerețea. Nu pot să mă ții până la 30 de ani închisă în cușcă. Eu te-am crescut și eu aleg ce educație să-ți dau. Dacă e nevoie, te pedepsesc și te închid în casă, dar cu băiat ăla n-o să mai fi. Și zic sincer treaba asta. Oricum, eu aflu despre cine e vorba și dacă e nevoie mă duc și zic câteva și o să vezi cum o să te lase. Degeaba te încăpățânezi tu să te vezi cu el că lucrurile tot cum vreau eu o să iasă. Și-ți garantez treaba asta. Eu nu am de gând să te țin și pe tine și să-ți crești un eventual plod. Dar urât mai vorbești. Știi care-i faza? Poate că mama ți-a lăsat greutatea asta pe umer, dar trebuie să vezi partea bună. Măcar noi ne avem unul pe celălalt și am fi putut fi fericiți dacă nu păstrai aiurea ura asta în tine față de ea. Nu înțeleg de ce te tot gândești la trecut când poți să trăiești prezentul și să te bucuri că nu ești singur. Bineînțeles că am ales să nu-l ascult pe tatăl meu și mi-am continuat relația crezând că zice cumva la cacealma și că de fapt nu are de gând să facă nimic rău, dar m-am înșelat. În prima fază a încercat să-mi amenințe iubitul și să-i ceară să se despartă de mine. Nu știu cum l-a găsit și ce a făcut, dar v-am zis, oraș mic, bârfe multe. La un moment dat, văzând că nu merge așa, a luat o decizie drastică într-o zi de beție. Pur și simplu a trecut măsura cu alcoolul și a venit acasă așa. Și în momentul în care ne certam și ne contraziceam, a luat mașina
mașina lui de tuns și mi-a băgat un păr cu forța, evident. Pur și simplu m-a tuns cheală și mi-a zis că așa niciun băiat nu mă va plăcea. Pentru mine a fost teribil, pentru că nu mai aveam ce să fac și cum să o mai dreg. Vă dați seama că toată cearta aia nu a reușit să mă tunde la chelie în tot capul, dar mi-a făcut așa 2-3 dungi, iar eu, neavând ce să mai fac, a trebuit să iau mașina și să mă tunde tot. Am plâns în continuu câteva zile. Nu am vrut să mai ies din casă și sincer speram totuși ca tatălui meu să-i pară rău după ce urma să-și revină din băutură. Dar nu a fost așa. Din contră, mi-a zis că bine mi-a făcut. Iubitul meu când m-a văzut a rămas șocat. Dar în niciun caz nu s-a gândit să se despartă de mine pentru așa ceva. Pentru un lucru atât de superficial. Dar nu mă simțeam eu bine cu mine și nu simțeam că pot avea o relație sănătoasă din cauza tatălui meu. Evident că puteam să apelez la o perucă, dar nu despre asta era vorba, ci despre faptul că mereu trebuia să mă ascund. Și ce fel de relație era asta? Nu era vorba despre mine, ci despre omul de lângă mine. Și chiar îmi păsa foarte mult de iubitul meu, așa că cel mai bine era să-l las în pace și să nu-l târăsc în toată nebunia asta. Ți-am zis eu că o să rămâi singură până la urmă. Cine te va mai iubi așa? Asta voiam să înțelegi. Că băieții din ziua de azi sunt superficiali și că nu iubesc cu adevărat. Cum văd un defect fizic, te părăsesc. De fapt, nu e vorba doar de băieți. Așa sunt toți. Și tu la vârsta asta trebuie să știi să diferențiezi ce e bine și ce e rău. Chiar sunt mândru de mine. Bine ți-am făcut. Așa trebuie să facă toți părinții ca să-și educe copii. Așa lecție trebuie aplicată la toți. Vezi că habar n-ai? Iubitul meu nu m-a părăsit pentru faptul că nu mai am păr în cap și că arăt în felul în care arăt. Din contră, el a ales să-mi fie alături. Eu l-am părăsit pentru că nu voiam să sufere și el cu mine. După cum bine vezi, am un tată care acționează cu multă ură și nu are rost să-l chinui și pe el și să-l fac să te suporte. De-aia ne-am despărțit. Bineînțeles că tatăl meu s-a enervat din nou pentru că ura să-i răspund și să-l contrazic. Dar chiar nu mă interesa, eram deja obosită de tot ce se întâmpla pentru că mă uitam la prietenele mele și mă uitam la tații lor. Eu nu mai văzuse pe cineva să se comporte așa cu propriul copil. Înțelegeam toate lucrurile prin care el a trecut ca să mă crească, dar de ce să mă urască? De ce să se întoarcă așa de mult contra mea? Cam un an de zile am umblat numai cu șapcă și căciulă pentru că nu mă simțeam confortabil în pielea mea și am încercat să mă angajez de multe ori până am găsit ceva potrivit pentru mine, ca să-mi strâng și eu niște bani și să o iau pe drumul meu, fiindcă doar așa puteam să-mi trăiesc viața, deoarece tatăl meu părea să fie mai exigent de la o zi la alta. De fapt, chiar 2 joburi le-am pierdut din cauza lui, dar nu mai are sens să vorbesc despre asta. Sunt curioasă, dacă sunteți fete, ce fel de relație aveți cu tatăl vostru? Este o relație bună? Vă înțelege și vă respectă deciziile? Sau vă impune o grămadă de chestii fără sens? Thank you.